Astăzi, 30 octombrie 2015, executăm al 23-lea transport de deșeuri. Acesta pe care dumneavoastră îl vedeți în momentul de față este o mașină cu sticle de sticle. Noi am transportat și fier vechi și peturi, foarte multe peturi și deșeuri din zinc. Federația Națională Omenia a lansat o campanie Federația Națională Omenia curăță de gunoaie România. Acest material a fost difuzat la toate casele de ajutor reciproc ale pensionarilor din România care fac parte din federație și nu numai. De asemenea, am trimis materialul și Consiliul Economic Social din societatea civilă, 15 membri din România, care funcționează în baza legii 248 din 2013. Sper ca să mobilizăm, dacă se poate, toată societatea românească să scăpăm de gunoaiele care pur și simplu nu mai poți merge pe stradă de mizerie, de, de gunoaie, de rahat de câine, de, de câte și mai câte dezordine. Nu mai vorbesc de dezordinea care există în România la ora actuală privind circulația autovehiculor, trecerile pietoni. Sunt legi, dar nu se aplică, nu se știe de ce. Și cred că până la urmă tot datoria societății civile este să impună să convingă pe cei care conduc România temporar să-și vadă de treabă. Așa cum încercăm și noi organizația de pensionari să ajutăm pensionari Să știți și spun încă o dată, pensionarii de la casele de ajutor reciprocale pensionare din România sunt cei mai săraci oameni. Însă, după datele Institutului Național de Statistică, am spus de atâtea ori, faptul că din cele 5,3 milioane de, de pensionari, 2,4 milioane au pensie sub 800 de lei, iar noi la case de ajutor avem pensionari fără niciun fel de venit, cu 400, 500, 600 de lei. De fapt, cei pe care noi ajutăm, că nu putem să-i ajutăm pe toți, la nivelul casei de ajutor reciproc, care are 42.000 de membri, 17.000 de membri au pensie sub 650 și pe aceștia căutăm să i ajutăm cu alimente, cu haine, cu îmbrăcăminte, cu cu de toate. Iar banii care îi obținem din aceste transporturi sunt destinați exclusiv pentru pachete cu alimente.